de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Oameni buni, am revenit cu a doua cafea de dimineață de astăzi. Am avut probleme pe internet, am reușit să reintrăm în emisiune. Ne pare rău pentru că în emisiunea cu Alex Filimon am fi vrut să mai intrăm în direct și cu alte persoane, dar așa s-a întâmplat, așa se întâmplă. Câteodată suntem și noi oamenii sub tehnologie, ca să spun așa. În partea a doua a emisiunii de astăzi vrem să facem așa un fel de promo pentru o meserie pe care, nu știu dacă noi o considerăm, numai noi, foarte importantă, dar în mod sigur este o meserie la care în acest moment cei care o fac n-au timp să se plictisească. Nu știu, din cauza meseriei, din cauza cum trăim noi acum, este vorba despre meseria de pompier. Și meseria aceasta se învață. E invitat în emisiune astăzi un tânăr domn de la ISU, sublocotenent ca la nivel de grad, domnul Robert Cucută, și pe foarte pe scurt, domnia sa face o pledoarie pentru ca tinerii să se ducă să învețe meseria de pompier. Priviți-l, vă rog să, dacă putem să dăm. Deci, el însuși este o pledoarie pentru meseria de pompier. Mulțumesc. Tânăr, frumos, haideți să vedem ce vreți să ne spuneți. Vă mulțumesc. Câteva precizări cu privire la admiterea în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Pompieri, din București. Au mai rămas 6 zile în care te poți înscrie pentru concursul de admitere la Facultatea de Pompieri. Te așteptăm în fiecare zi până pe 27 iulie, între orele 9 și 15, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț, pentru a depune dosarul pentru recrutare, pentru participare la concurs. Cu privire la Facultatea de Pompieri, au fost... Am o rugăminte. Mă rog. Nu vă grăbiți. Ok. Nu vă grăbiți dacă vreți să vă asculte. Ok. Anul acesta au fost alocate în cadrul Facultății de Pompieri 40 de locuri, dintre care un loc pentru cetățeni de etnie romă, iar 2 locuri sunt pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială. Iar la Facultatea de Științe Juridice și Administrative au fost alocate 13 locuri pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Probele de concurs se vor organiza astfel. La școala subofițeri de pompieri și protecție civile Pavel Zăgănescu, Boldești, pentru candidați înscriși la Facultatea de Pompieri. Iar la școala militară de subofițeri de jandarmi Petru Rareș Fălticeni, pentru candidați înscriși la Facultatea de Științe Juridice și Administrative. Evaluarea performanței fizice, aceasta fiind probă eliminatorie, se va susține în perioada 24-29 august anul în curs, iar proba scrisă în perioada 1-2 septembrie anul în curs. Examenarea medicală se va realiza după proba scrisă în perioada 8-24 septembrie 2020. Detalii suplimentare se pot obține și pe site-ul www.ijsunt.ro sau www.igsu.ro, dar și la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț, la numărul de telefon 0233 216 815. De asemenea, vă adresăm rugămintea de a purta masca de protecție când vă prezentați la sediul inspectoratului în vederea depunerii documentelor necesare dosarului de recrutare. Vă așteptăm în echipa noastră. Domnul Robert, acum după ce ați citit acest anunț, eu stau și mă gândesc foarte serios dacă să nu vă fac o ofertă să veniți prezentator de știri la noi după ce începem cu emisiunile de știri. Haideți ca să lăsăm la o parte anunțul ăsta și povestiți-ne și nouă un pic. Ați făcut facultatea de pompieri? Am absolvit Facultatea de Pompieri în 2017. Pot să întreb așa într-un limbaj, cât de nașpa a fost sau cât de cool a fost? Într-adevăr, facultatea fiind în regim militar are o anumită serie de rigori.
Dar una peste alta, împreună cu experiențele și colectivul de acolo și cursurile care se predau la facultate, la final rezultă o experiență frumoasă, în urma căreia rămânem cu prietenii, rămânem cu o meserie care se transformă în vocație în mare parte a situațiilor. Studiile sunt pe o durată de 4 ani. În urma studiilor devenim ofițeri de pompieri în cadrul Inspectoratului Județene sau Inspectoratul Municipiului București-Ilfov, Municipiului București și Județul Ilfov. Ca și specializare devenim ingineri instalații pentru construcții specializare a pompieri. După absolvire putem lucra ori pe operativ, locțitori, comandanți, ulterior acum văd eu unde bateți dumneavoastră. Asta ar fi. Sau, ca în situația mea, inspector de prevenire, în cadrul inspecțiilor de prevenire județene. Deci, merită, din punct de vedere financiar, să te faci pompier? Da. Deci, aici sunt lucruri care, de obicei, într-un anunț nu... Deci, eu de asta v-am invitat în emisiune. Deci merită, adică ai o stabilitate, ai o siguranță. Mulți vin să facă pompieri și din spiritul ăla de aventură. Au adrenalină multă și o consumă. Și o consumă. Dar cât e de greu ca meserie? Nu știu neapărat la prevenție dacă este greu. Fiecare compartiment are greutățile specifice. Cum ca în orice meserie, dacă decizi să devii profesionist, să te pregătești, să înveți constant, meseria, deși vine constant cu o serie de provocări, nu prezintă mereu o dificultate în ceea ce privește managementul situațiilor, chit că situația respectivă ar fi dificilă din punct de vedere obiectiv. Depășim un pic simplu anunț care a fost făcut. Da. Cum sunteți priviți când mergeți, de exemplu, sunteți la prevenire, trebuie să mergeți pe teren, da? Exact. Nu vi se întâmplă deseori, iar veniți, iarăși trebuie să schimbă, mai ales că acum când iei o autorizație, primul lucru de care te lovești cel mai tare, toată lumea spune, vine, doamne, IGSU, ISU, IGSU, mă știu toate denumirile astea. Doamne, trebuie să îndeplinim toate condițiile astea, vai de mine cât e. Cum vă privește lumea? Asta ca să-i pregătim pe tinerii care să duc... Da, nu suntem primiți în mod... Cu pâine și sare întotdeauna, dar nici cu dulceață. Cel mai des interacțiunile sunt destul de profesioniste, deci toată lumea își menține etica profesională specifică activității pe care o desfășoară. Cam care este... aria din care vin oameni să lucreze în pompieri, la pompieri, să facă pompieri, cam din ce zone vin, adică din zonele ale societății vorbesc. Nu există licee care să te pregătească pentru așa ceva, nu? În principiu nu. Deci pentru admitere în cadrul facultății de pompieri vin și studenți, elevi care au absolvit licee civile și din partea liceilor militare, deci e aceeași probă din toate sferele, deci din punctul meu de vedere și în experiența de 4 ani de acolo, deci din toate tipurile de familii, orice fel de liceu, vin de la licee sportive, vin de la licee mai titrate, mai puțin titrate, deci chiar din toate domeniile și de pe toate specializările. Vin și la filologie, vin și de la... Încearcă o bună parte. Eu mă uitam când se făceau tot felul de acțiuni din astea de promovare, ziua pompierilor, cât de fericiți erau copiii mici, în general copiii de școală generală, să urce în mașini, să vadă. Deci poate ar trebui profitat de acest lucru mai de devreme, nu numai cu anunțuri de genul acesta înainte de examen. Eu vă mulțumesc că ați venit. Sper să fie important pentru cei care își doresc o carieră, mai ales că în perioada asta vedeți și dumneavoastră, oameni buni, câte lucruri se întâmplă și e poate bine să ai o meserie, cum să spun eu, plină, dar și care să-ți ofere o stabilitate
financiară și nu numai. Domnul Robert Cucută, sublocotenent, Isu Neam, Departament de Prevenire, pe post de crainic astăzi pentru Universitatea din Alexandru Ioan Cuza din Iași și pentru cei care doresc să facă pompieri. Înainte, eu vă mulțumesc pentru participare. Înainte însă vreau să fac câteva, înaintea de ne despărțim noi așa, să fac câteva precizări. O să încercăm emisiunea dinainte să o repunem pe site, pentru că am ținut foarte mult să facem o emisiune în care să fie și altfel de oameni invitați. Am primit multe mesaje, n-am apucat să le citim pe toate, dar unul mi-a reținut atenția și de ce nu va fi un fel de intro pentru emisiunea de mâine, e joi, va fi domnul dr. Liviu Harbuz. Mesajul sună așa: cum ar fi acest oraș brânduit ca să fie un reper pentru întreaga Românie? Și nu văd foarte bine mesajul tot, orașul Lego. Grădina zoologică cu animale din Lego, parcul pentru copii Lego, competiții Lego, univers stradal Lego și de ce nu o fabrică Lego. Piatra Neamț, orașul Lego, suport de producție al industriei Lego pentru întreaga Românie. Când spui Piatra Neamț, să știi că aici este universul Lego. În jurul acestui concept să creezi locuri de muncă, să aduci tineri înapoi acasă, să dezvolți turismul, să creezi o lume feerică cu tematici pentru fiecare sezon. O construcție nouă bazată pe inovare, cercetare, care să atragă fonduri europene în noul exercițiu financiar al Uniunii Europene. Banii pot fi luați din digitalizare, mediu, inovare, cercetare. Iată un mic proiect, dar de fapt un mare program care ar putea fi un punct de discuție și un punct de dezvoltare pentru o comunitate. Chiar sună frumos orașul Lego. Uite, promit că mâine vom discuta mai mult despre acest lucru în emisiune, pentru că domnul dr. Liviu Harbuz are foarte multe idei și mai ales acum de când este și candidat oficial al Partidului Pro-România, trebuie să le și împărtășească pentru toată lumea, n-are ce face. Ne oprim aici, vă doresc o zi bună, încă o dată scuzele de rigoare pentru calitatea semnalului la începutul emisiunii, dar se mai întâmplă. Asta e. Cele bune!